Alimentele din piețe se coc sub valul de căldură. Comercianții sunt mai interesați de profit decât de sănătatea clienților. Medicii atrag atenția că la temperaturile caniculare, produsele ajung să fie adevărate bombe biologice pentru organism. Sudul țării se topește din nou sub avertizările de caniculă. Termometrele au indicat 37 de grade Celsius. În piețe, fructele și legumele se coc pe tarabe. Și produsele lactate se fierb în bătaia soarelui. Temperaturile ridicate ajută la dezvoltarea bacteriilor, iar alimentele pot deveni adevărate adevărate bombe biologice pentru organism. Pe o intoxicație alimentară trebuie să se ducă cu gândul temperatură, vărsături, dureri abdominale, greață, trebuie să fie atenți la copii, persoanele vârstnice, persoanele însărcinate, pentru că acestea au o sensibilitate mai crescută, spune Adelina Brânaru, nutriționist. Autoritățile ne asigură că pe perioada caniculei se fac controle regulate în piețe. Totuși, recomandă clienților să fie atenți. Cel mai important este că noi trebuie să ne asigurăm că alimentele care nu sunt proprii pentru consum cauzate la expunerea la soare, vor fi oprite definitiv, spune Ilarian Cosmin, comisar șef adjunct ANPC. Doar luna trecută, comisarii de la Protecția Consumatorilor au aplicat amenzi de peste 3 milioane de lei și au oprit de la comercializare aproximativ 4 tone de produse lactate, relatează observatornews.ro.